Aproape 3 ani au lucrat zeci de cercetători și cadre didactice de la Facultatea de Bioinginerie până au obținut astfel de rezultate. Putem vedea aici diverse sisteme care au și consistențe diferite și, desigur, porozitate diferită pentru utilizare în ingineria tesulară, a țesuturilor. Practic, prin combinarea unor polimeri de diferite tipuri, se reușește crearea unei rețele tridimensionale pe care se fixează celulele epiteliale. Ca o comparație, amestecul de substanțe creat de specialiști formează armătura din fier beton a unei structuri în care se toarnă apoi câteva celule de piele. Acestea se înmulțesc și se fixează în rețea, formând pielea bioartificială. E ca un burete, da? În final, de fapt, o putem asocia cu un fel de burete puternic hidrofil în care și poros, în care practic celula poate să migreze cu ușurință și foarte important să se atașeze pe matrice. Specialiștii spun că acesta este principiul de bază al obținerii pielii sintetice, însă procesul durează mult timp, motiv pentru care se caută soluții pentru accelerarea lui. Singura metodă este să produci un volum foarte mare de celule într-un interval scurt de timp și asta nu se poate face decât printr-un procedeu biotehnologic, deci un bioreactor. Le-ai înmulțit în soluția aia cât le-ai înmulțit și după aceea le transfer direct pe multe, foarte multe plăci odată. Până acum s-au testat zeci de combinații de polimeri, însă doar una singură este perfect biocompatibilă și a trecut în etapa următoare a experimentului. Pielea astfel creată a fost testată pe șoareci cu rezultate deosebit de încurajatoare. Potrivit procedurilor, urmează testul pe animale mari și în foarte scurt timp la om, după care se poate trece la producția de serie a pielii bioartificiale. Centrul de inginerie tisulară nu se oprește numai. Este un centru de formare, cum spuneam, și de cercetare. Nu ne oprim numai la pielea bioartificială. Dorim să abordăm și alte tipuri de celule, cum ar fi celula osoasă sau alte tipuri de celule, inclusiv celule stem. În prezent, toate țesuturile artificiale folosite în spitalele din țară sunt importate la costuri foarte ridicate. Un centimetru pătrat de piele sintetică importată costă cel puțin 10 euro. Specialiștii de la Iași estimează că în eventualitatea producerii acesteia după tehnologia dezvoltată aici, prețul va scădea la jumătate.